Bună dimineața, sună periculos, sună tentant, sună foarte bine. Asta ca să te legi un pic de versurile dinainte. Ca să mă leg, să fac și o legătură cu n-ai ceva, nu? N-ai legătură cu invitații noștri. Nu. Cum să fie sună periculoși? Bine de tot. Cum să fie periculoși? Că ba, noi să avem că dezinfectant pot, aici. Pot fi adică și periculoși la ce am văzut eu că fac ei acolo pe internet. Mâine, poi mâine îi vezi și pe matinal, nu numai pe late night show. Aia zic, bună dimineața. Bună dimineața. Nu vine să cred că m-am trezit pentru matinal din nou în viața mea. Când am crezut că nu o să mai fac asta niciodată. Da, și da, nici mai nu iei bani totuși. Cum luai acolo foarte mult. Asta nu mai zic, asta e bașca. Chiar aș putea să zic că am venit gratis. De-a lungul vieții. Bună dimineața. Da, bună dimineața. Marius Manole și Ilona Brăzoianu, sigur, doi actori foarte apreciați, dar noi am invitat și în calitate de prezentatori, co-prezentatori, că am înțeles că la voi nu e nimeni prezentator. Nu e. Noi avem, la voi care e prezentator? Vezi? Da, chiar n-am păi vezi, nu că asta e problema, serios. Când ai doi oameni, nu știi că dacă îi spui că... Se supără celălalt, exact, nu? Așa. A, mă rog, nu mi se pare o... Eu aș vrea să nu mai fiu coprezentator, ca toată cariera mea TV a fost de coprezentator. Aș vrea să fiu prezentator, mulțumesc. Da, dar mie mi se pare că oricum e mai tare să fii prezentator, adică mai coprezentator, că nu ai o responsabilitate. Da, așa pare. Și în primul rând câștigi și mai puțin ca și coprezentator și noi suntem obișnuiți cu asta. Da, adică dacă mă faci prezentator, vine salariul la mare și nu știu ce fac ce cu banii. Dar e ca la avioane, copilotul e plătit mult mai puțin. Da. Așa e la noi, ca la avioane, nu știu la alții. Abia așteaptă să facă infarct pilotul ca să conducă să și locul, banii să ia mai locul, mulți. Da. Măi, poate nu toată lumea care ne urmărește în acest moment live pe Facebook Național FM România v-a văzut seara, că poate sunt oameni care se trezesc la 4, la 5 și nu mai stau noaptea să piardă vremea pe YouTube. Voi v-ați apucat de show pe net. Sau cum îi spuneți voi, cum îi spuneți? Aveți o denumire? Noi avem o emisiune de umor comic. Așa? Pentru că nu e nici umor, nu e nici comic. Asta de fapt. E opera comică, dar nu e umoristică. Nu, dar e opera comică de umor. Nu, da, nu poate fi de umor nu pentru copii. Hapciu în re major. Da. Uite, măi, Ilona, nu te văd și eu așa, nu știu ce fel de actriță ești. Să fii frumos, pe un afiș de ăsta mare, aici, albă ca zăpada, Peter Pan, puteam eu. Hapciu cu re major. Uite, unde ai avut o afiș așa mare vreodată? Păi n-am avut. Acum, după emisiunea seara, da, hai să revenim la subiect. Dar ce va determina? N-aveați ce face seara și... Păi eu aveam și ce face. Mai ales seara. Da. Chiar aveam ce face, dar ideea e că făceai ce făceai gratis. Aha. Da, și atunci am să facem ce facem, să ne facă și plăcere și să câștigăm și un ban. Practic. Da, ne-a prins microbul ăsta. Prima dată ni s-a părut că e o joacă interesantă să te joci de televiziunea acasă, după care chiar ne-a întărâtat așa. Adică voi acum sunteți influenceri. Mă rog, suntem YouTuber. E înaintea noastră, mai e un pic Shelly, mai e foarte puțin. Mai e un pic în față, adică din ce am văzut eu cum o stăm, mă uitam așa. El ar fi pe locul 1. Smiley, ăștia e și după aia imediat sub ei. Mai e și Dani Mocanu, manelistul, dacă Dani Mocanu, da, e Dani Mocanu, cred că e după noi sau înaintea noastră. Nu știu că e. Cred că între noi doi, s-ar putea să fie Ilona cu 980, după aia eu cu Dani Mocanu cu 740 și eu cu 650. Eu acolo n-am știut la română, n-am știut. Mie acolo mi-a dat greu. I-a luat înaintea mea. El n-a știut la română. Da, că la mate luase 10. Dar s-a făcut cu 5 la română și a ieșit imediat. La mate nici nu declară, ia tot ce prinde. Exact, da. Noi acum vrem să ajungem și în trending. Noi nu știm ce înseamnă asta, nu știm dar, vrem să ajungem. E o firmă asta. Nu, dar ni s-a spus tot timpul, da. Câți bani faceți? Ai nevoie? Ai atins un subiect sensibil. Da. Când mi dai înapoi, dacă vrei și da, dau. Frumos. Da. Adică dacă merită, că mă gândeam, oare merită să ne facem youtuberi? Nu, păi dar te concurezi cu ei, mă? Mă, nu, merită. Cu Dani Mocanu. Nu, să știi că nu poți să faci un scop din asta. Nu merită. E o piață foarte slabă, din ce am remarcat. Bine, noi doar am băgat degetul. Adică nu ne-am dus cu toată mâna că... Nu, nici nu contează că nu e. Temperatura se simte la fel. Dar problema este că dacă te duci, bagi toată mâna, după aia chiar îți vinzi viața acolo. Că e destul de addicted, știi, chestia asta. Noi chiar am început ca o joacă și făceam pe Instagram și nu aveam niciun fel de presiune și ne jucam așa, după care am intrat pe YouTube și făcând asta seară de seară, cum faceți voi matinal dimineață, la un moment dat devine obositor, trebuie să recunoști. Adică nu clachez. Poți să faci chestii de astea care durează, nu? Nu, recunosc că nu și mă plictisesc destul de repede și nu sunt cu asta.
asta îmi reproșează și partenerul, coprezentatoarea mea, că nu sunt consecvent, adică și apar probleme, adică dumneavoastră eram fără stres, aseară m-am trezit alergând cu taxiul la 9 fără 3 minute. Bine, te-ai dus la invitat acasă? M-am dus la invitat acasă, care era netate, deci era pericol, că puteam să o bolnăvesc. Vorbim de doamna Rodica Mandache, care era netate, ea fiind în categoria de foarte mare, de cel mai mare, de fapt e practic... Știi? Și eu m-am dus acolo și... Cu mască. După aia m-am dus și fără mască. Da. După aia m-am dus cu mască, că mi-a atras atenția publicul. După aia, la un moment dat, nu mai puteam să m-am dus iar cu fără mască. Și tot așa a fost. Dar emisiunea... n-a dormit? Adică oamenii netate adorm destul de... Dar doamna a zis, săracă, eu mă culcam la 9. Că după ce am închis laptopul, aș fi făcut... Hai, mă, stai! Deci, dar a fost o... Eu am văzut că te-ai uitat prin casa dânsei. M-am uitat, inele, eram... Blenuri, căutam blenurile, bijuteriile, tablourile de preț. Da. Nu prea era. Da, nu prea e cu ce te alegeri. Da. Te-ai gândit să te înfieze sau ceva? Să-ți lase... Nu. Ar fi fost o idee. Nu pot, că o am pe doamna asta în stânga și dacă... Trebuie să împarți. Da, trebuie să împart, adică la partaj trebuie să mă duc cu asta. E complice, cu nu e partaj, asta e complice. Mă rog, complice, da. Sau să-mi furești, că după aia vinea la mine acasă, mai complicat aici. Despre ce vorbiți acolo, în emisiune? Deci nu știu, aseară, de exemplu, nici noi nu avem, nu stabilim subiectele de dinainte. A, nici voi? Ce coincidență. Nici voi. Nu. Și asta ne face așa foarte spontan, dar și penibil uneori, adică de cele mai multe ori, pentru că sunt și pauze, avem și niște pauze așa în care ne gândim și... Da, seara merge. Știi că seara... oamenii sunt mai liniștiți, seara merge, noi avem norocul pe care voi nu-l aveți, că noi stăm și la un par de vin, că na, fiind nouă seara, da. Știi, luăm câte un vin bun, stăm acolo, mai oamenii și au și ei, ne trimit poze cu ei, cu vinurile... Adică s-a creat așa o comunitate. Și asta e, da. Mulți invitați. Păi și voi aveți, nu? Noi avem invitați. Da, pe YouTube mi se pare o performanță chiar să ai 2 sau 3 invitați. E ok, ar trebui să avem ceva de băut dimineața. Ceva. Un prosecco ar merge dimineață cu... O, da. Consumul excesiv de alcool dimineața. Dar voi cum faceți cu produsele astea? Că am văzut că vă mai vin așa niște produse de... Băi, noi n-am intenționat să facem chestia asta, pentru că nici nu știam să o facem bine și nici nu știam să o facem în continuare, dar au venit niște branduri la noi, nu o să le spun, cărora le-a plăcut formatul și au zis, bă, chiar un brand foarte, de care noi ne-am îndrăgostit cumva, că e și un brand foarte frumos și care nu are niciun fel de pretenție decât că a zis omul, domnule, cred că e un potențial foarte mare aici. Și vreau să vă sprijin așa să vedeți ce se întâmplă în timp. Ești conștient că nu le place formatul, ci numărul de vizualizări? E mult spus. E mult spus numărul de vizualizări. Adică noi suntem... Nu avem așa un număr... Adică pentru online e destul de mic. Adică încă suntem la început. Noi avem în live de obicei între 1400-1500 acum și 2000-2000 și ceva... Atunci, cu Andreea Esca. Da, dar aia n-aveți tricouri Versace ca Shelly. Nu, noi avem tricouri cu emisiunea noastră, dar îmi pare rău că n-am venit cu ele, ne-am făcut. Primim cadouri. Păi n-aș video, că uite ce spuneam. Da. Eu știam, dar voi nu primiți cadouri aici? Nu, pentru că ce să vezi, la noi nu s-a văzut potențialul ca la voi. Da. Dar nu e de cadourile, nu e de cadourile alea, cadouri de la oameni, adică ne trimit, aproape mai avem... Am primit prăjituri. Exact. De mâncare primim de la oameni. Exact, păi da, nu și noi, da. Am primit pahare pictate, tricouri, dar ne trimite mâncare, la un moment dat zici că era un instituție de culinărie, ne tot timpul aveam câte un blog de prezentat cu mâncare. Amenințări ați primit? Amenințări? Nu acum, la alegeri. Când eram pe influențări al altfel de influențări. Da, chiar ai o carieră, aș putea spune, în domeniul ăsta. Încurci oamenii cum ar veni. Așa mi se pare. Am stănit acum un scandal fără să vreau într-un partid. Nici mi-am dat seama, da? Asta e. Nu, eu cred că e important. Cred că e important să fim vigilenți. Știi, indiferent de ce partid e la putere sau indiferent de cum e, cred că trebuie să fim implicați un pic și în chestia asta. Nu vreau să mergem în zona asta, dar dacă suntem, nu noi... Noi suntem vigilenți, suntem atenți, dar degeaba. Că ei, știu, dar gândești dacă n-am fi deloc. A, dacă n-am fi deloc, ar fura... Aia zic. La fel ca acum, poate... Da, acum parcă un pic cu perdeamă, că ar trag un pic perdeluța când bagă mâna în... Vișteria statului. Tu nu ești no. Pe treaba asta cu socialul. Mai puțin. Nu, ea vine când e foarte groasă. Când e de mâncare. Eu îi zic, Ilona, azi chiar e important să ieșim. Și atunci se mobilizează și iese. Adică unde a fost... Deci ești până la urmă. Da. Asta înseamnă echipă până la urmă. Da, nu poți să o iau tot timpul astea. Dar întâlnirile mici. Cum v-ați lipit în proiectul ăsta? Nu ți era semnul ăla mai... Auzi, dar cum v-ați... De obicei, cum faceți?
ce e la voi acolo? Adică adică cum e, vine ea, adică ea e prima care sau tu te sau cum amândoi? Cine mă a făcut primul pas? Cine a făcut primul pas? Da. Păi eu am început să facem niște story-uri pe Instagram în care ne dădeam așa o leapșă de speech-uri în engleză. Le numim speech-uri, dar nu știu dacă erau speech-uri, erau niște bălării. Exact. Pe care ni le spuneam unul altuia în limba engleză și pe care oamenii le apreciau foarte tare. Adică cei care nu știau engleză. Exact. Da. Ne spuneau tot timpul, vai ce amuzant sunteți, ce comici sunteți, că sunteți un cuplu comic. Și ei cred că glumeau, dar noi am luat-o de bună. Și noi dacă ne-am simțit așa... Oamenii își băteau joc și... E potențial aici. Da, da, da. Trebuie să facem ceva. Cât e actorie și cât e ceva natural în toată treaba asta? Eu te-am văzut pe tine în mai multe piese. Da. Eu cred că e totul natural. Actorie, dacă ne referim, e așa, că ești atent un pic la ritm, la ritmul emisiunii. Să scadă. Adică, adică da, ești... să, nu, dar ca să nu fie, adică să nu... Chestii din teatru pe care le avem într-un spectacol. Dar în rest, nu că e natural. Noi avem căderi nervoase în direct, adică da. Ba eu, ba ea, adică da. Depinde de seară cum ne prinz. La un moment dat aveam niște hateri care se legau de Ilona și spuneau, nu mai bea din paharul ăla, vei, fii atentă cum bei, că ai băgat limba în pahar, nu să faci. Și la un moment dat s-a enervat și băi, mai lăsați-mă, bă, frate, în pace, la mine acasă, pe YouTube-ul meu, pe canalul meu, nu-ți place, corect. Pleci. Adică de corect. Unde? Eu mă supăr pe invitați. Sau pe... Da, mă supăr pe nu mai vorbesc. Nu, da, știi că... Sau mă supăr pe, sau pe Ilona, sau Ilona pe mine. Adică avem, noi trăim exact ca în viață. Nu e nimic, nu e nimic. Suntem online, avem norocul ăsta. Că nu avem niciun fel de... Asta e normalele noroc, că n-avem niciun adică fel și înjurați. Noi nu. Nu există cenzură asta. Noi nu, dar am avut niște invitați care... Mai scapă, am avut și mai... Mai sloboș la gură, mai sloboș la gură. Și mai scapă, da, asta este. Doamna Mandache n-a înjurat, nu? N-a înjurat sărăcuța, că ne-a vorbit despre Shakespeare, dar a fost foarte interesant. E greu să înjur când vorbești despre da, Shakespeare. Ne-a vorbit de niște oameni care nu mai e. Da, săraci. Ciulei, domnul... Nu, am aseară cu Ilona, după ce am terminat emisiunea, chiar ne-am gândit că... Știi, noi vrem să facem un show. Vrem să facem o emisiune de seară foarte relaxată și să glumim și așa, dar cred că undeva ceva tot trebuie să rămână de la fiecare invitat. Adică ceva serios e de luat acolo. Uh-huh. Și atunci descoperim la fiecare. Am avut oameni foarte, am avut vreo 56 de ediții, am avut de la Andreea Esca invitați până la Codin Maticiuc. Adică oameni cu care suntem prieteni, despre care încercăm să aflăm lucruri și fiecare dintre ei are ceva adevărat de spus și ceva bun de luat de la ei. Știi? Și asta e de rămas. Și aseară când doamna Rodica ne-a vorbit despre niște actori despre care noi, actori fiind, nu mai știam lucruri și nu ne aminteam nimic, am hotărât să facem o rubricuță, de exemplu, de 10 minute pe săptămână, în care să ne vorbească despre un... despre Penciulescu, de exemplu, sau despre Ciulei, sau despre Pintilie, sau despre un actor mare care nu Birlic, despre care noi nu mai știm, generația mea nu mai știe, generația de după noi nici nu mai zic, știi, și e important ca totuși să ajutăm să meargă un pic oamenii înainte, știi, nu să-i ținem doar la simpla bășcălie și la umorul, care, da, e foarte frumos să-l avem, da, cred că o pică... Da, și nu se duce cumva spre un discurs elitist la un moment dat, adică o să, clar, nu o să fiți Dani Mocanu, pierdeți toată masa. Sunt oameni care se duc la teatru ca să știe despre, sau se uită, sau vizionează așa ceva. Păi, având în vedere că sunt așa puțini, oricum nu avem ce să pierdem, adică mai mult decât să pierdem cât am pierdut, nu cred că... Din ce n-ai cam ce ai putea să pierzi. Dar oricum nici nu suntem în creștere, pentru că oamenii noștri s-au format așa, sunt o comunitate și sunt oameni care merg la teatru, care știu actori. Așa că mi-e greu să cred că o să pierdem scriu ceva. Scriu corect românește, adică mesajele sunt cu liniuță, adică da, nu e, știi? Adică chiar am fost atenți un pic la asta și comunitatea care s-a format, chiar dacă nu e mare, e de calitate. Deci știi? La voi era comunitatea aia, că m-am tot uitat. De unde e, domnule, comunitatea asta? Era la noi. Am dat peste alte comunități. Nu riscăm să fie elitist, apropo, la întrebarea ta, pentru că suntem noi, care noi nu suntem elitiști, noi suntem, adică când cineva urcă foarte mult, avem grijă imediat să coborâm, repede, ne ducem cu glumă lame, cu ceva da, da, ne ducem jos, greu, imediat o glumă proastă, să aruncă, avem colegul nostru pe care l-am cooptat și pe el a fost invitat și după aia l-am adus permanent, Dan Rădulescu, care are rubrica de bancuri proaste, zice că un banc de nici n-ai cum să râzi, adică nici dacă vrei să râzi, nici dacă ai fi bine intenționat, nu poți să, nici dacă te chin, nici din politețe, deci nu ai cum, nu ai cum. Gen, ce bine că nu sunteți amândoi în zodia leului. De ce, Dan? Că ar fi fost un cuplu de 2 lei.
Adică ierea bancuri, ierea bancurile astea. Mamă, ce-mi place să cu ierea. Ierea bancurile astea, dar ierea în 70, când s-auzea după aia oa, 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 oa. Da. Urzica. Da, cum se cheamă, Almanache. Almanach, da. Exact, da, zona aia. Dar îmi place zona aia, că e un pic așa, deci nu-ți vine să crezi. Unda veselă, da. Exact, era. Am văzut că se mai întâmplă un lucru în programul vostru, în show-ul vostru, se aruncă cu bani. Cum ați ajuns aici? Pentru Dani că Bocanu. E deja foarte interesant, o să ne povestiți, dar după o foarte scurtă pauză. Campanie de informare publică. Poartă masca de protecție corect. Îți poate salva viața. Ai grijă să nu o folosești ruptă sau umedă. Nu acoperi doar gura sau doar nasul. Nu lăsa spațiu între mască și față. Nu o atinge cu mâinile în timpul folosirii. Nu purta o mască care nu stă fixă pe față. Nu atinge partea din față a măștii. Nu o înlătura când stai de vorbă cu cineva. Nu o purta sub bărbie. Nu lăsa masca folosită de tine la îndemâna altcuiva. Nu refolosi măștile de unică folosință. Poartă mască. Arată că îți pasă. Campanie de informare susținută de Guvernul României. Emoții, eroi, gânduri, lucruri neștiute și multă muzică bună. Vi le aduc pe toate în gramofonul meu. Totu-ți sper că n-astă seară, liberă să te găsesc. Ce faci astăzi tu, poate-mi dai un randevu, spune-mi doar atâta da sau nu. Sunt Paul Surugiu Fuego și vă aștept în fiecare seară de luni până vineri la ora 19 aici la Național FM. Clădirile istorice din București ascund povești, ni se spunea micul Paris. Avem datoria să transmitem copiilor noștri această moștenire de patrimoniu, să conservăm, să consolidăm și să înnoim. Primăria Capitalei a început acum 4 ani un amplu program de întinerire a clădirilor cu parfum de istorie. Zeci de imobile pericol public au devenit sigure, zeci de fațade au fost reparate și înfrumusețate. Am ales să trăim într-un București trainic. Detalii despre programe aflați la 021-9529 sau la consolidari.pmb.ro. Iubi, tu nu mă mai iubești. Toată ziua stai și desenezi. Da, mă iubim, dar e noua noastră bucătărie. N-arată rău, dar unde găsim noi așa ceva? Simplu, facem schița, mam bricolaj vine cu proiectul, ne trimite materialele și noi doar le montăm. Știi că eu vreau niște culori mai trendy. Au 300 de nuanțe de bal și peste 150 de blaturi. Gamă completă de accesorii, toate pe stoc. Plus proiectul gratuit. Ia dă-mi și mie creionul. Mam Bricolaj, supermarketul producătorilor de mobilă. Variante pentru orice iubii. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Național FM. Matinal efervescent. De la 7. Evident. Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Recomandați de Aqua Carpatica. Bună dimineața, am revenit, suntem live pe Facebook Național FM România. Acolo ne vedeți pe noi, dar și pe invitații noștri, Marius Manole și Ilona Brezoianu. Se admiră acum. Nu mă admir, dar voi aveți dron, aveți imagine de sus. Da. Bă, Ilona, dă-ne și nouă un pic dron. Păi nu, e de aici, de la Opera Comică, nu e a noastră. Că dimineața putea să fie dron la voi și seara vine la noi. Da. Eu n-am nici cameră de aia de parbriz de mașină, ne-a trebuit totuși. Întreabă cineva, iată, pe Facebook, pe când la Brăila Marius? Întreabă un păi, pentru ce să vin? Că n-am, dacă suntem cu mască, să vin așa cu mască până la Brăila ca să mă întorc, că nu puteți ne întâlnim oricum. Spectacole nu se țin, în aer liber nu cred că am ce juca acolo. Din păcate, nu prea am cum să ajung și de ce la Brăila, deși debutul meu a fost acolo și mi-e dor de orașul. Foarte frumoasă perioadă. Acum, uite, e o bucurie pentru toți cei care vor să te vadă și nu pot veni la teatru neapărat în București. Da. Te pot vedea pe YouTube, dar pe ce canal se desfășoară? Pe canalul meu, pe care, ce să zic, el a fost un canal când eu am fost adolescent, când l-am făcut, aveam 35 de ani și am zis The Marius Manole, adică ceva, nu știu de unde, știi că așa se cheamă canalul? Da. Da, mi-am dat și eu seama acum când am dat toată, așa se cheamă The Marius Manole. Și pe ea nu ai trecut-o? Păi, dar nu aveam, eu aveam un canal, ea n-avea canal. De unde să aibă ea seara ca canal? Că n-avea canal. N-aveai canal cum aveam eu canal.
Păi tu aveai un canal cu 1500 de urmăritori și eu mi-am făcut un canal și am făcut 17.000 într-o lună. Păi da, măi, Luna, dar tu ești nișată. Tu aveai canal, nu aveai canal pentru tot omul, tu aveai canal pentru Jos Bălăria. Da. Ori dacă are un canal, v-ați uitat vreodată pe Jos Bălăria? Nu. Trebuie să vă uitați, foarte, e haios rău. Da, dar nu puteai să iei materialul să amesteci una cu alta. Că asta una, nu. Păi aia zic, vezi, eu aveam un canal generalist. Tu erai ca un fel de știri. Cu alte cuvinte, noi am făcut acești mici Sorin Ovidiu Vântu. Canal mic al lui Marius Manole, ne-am propus să-l creștem. Practic eu i-am făcut și un serviciu, că i-a crescut canalul. Da, mi-am făcut un serviciu de cafea. Avem să aflăm foarte multe lucruri de la voi. Nu o să ne ajungă timpul chiar la câte curiozități avem. Rămăsesem la partea cu banii, că se dau bani în live-ul partea, vostru. Partea financiară nu ne interesează. Da, da. Noi suntem pentru artă, pentru cultură. Băi, 500 de lei am văzut că a dat cineva aseară până E oameni plătiți de noi. E plătiți și se întoarce banul. Nu. Sunt oameni foarte drăguți care au înțeles că e o perioadă grea pentru artă și pentru artiști. Și atunci dacă noi venim în fiecare seară câte două ore și așa, ei au considerat că ăsta e un spectacol și atunci ei plătesc biletul pentru un spectacol. Ce frumos! Și noi le mulțumim foarte tare că chiar e o perioadă în care noi nu jucăm, nu putem juca și na, asta e. Și cât e un bilet sau cum? Fiecare după cât consideră. Aia, fel de donații. Sunt bilete și de 10 lei, alea de mai în spate. Da, să vede, să aude prost acolo și să vede. Dar cine vrea să stea mai în față, mai, a ajuns la și la bucătărie. A ajuns cineva, era am suflat în ceafă, a dat 1000 de lei, îmi suflă, era aici, era spectator. O simțeau răsuflarea fierbinte pe neplăcut. Da, simțea răsuflarea fierbinte pe ceafă aici, frumos. Vă spun, aș transpira, m-am luat cu transpirații reci. Am văzut 1000 de lei. La 1000 de lei parcă zici, bă, asta e, na, rezist, na, mai. Te așteptai din moment în moment să intre să bate la ușă. Exact, adică zice aici. Da, 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 zice. Aici se ține. Da. Welcome us. Da. Da, nu v-ați gândit vreodată să lucrați undeva la stat ca să aveți un 1000 de lei garantat. Dar noi lucrăm la stat, nu-ți imagina că... Noi suntem bugetați. Nu-ți imagina că suntem atât de proști. Păi unde s-a văzut? Cer scuze dacă aș... Suntem proști. Nu, adică, Doamne, iată-mă. Dar pe penuria asta, cum Dumnezeu? Vai de mine, deci dar se poate. E bine dacă v-ați lipit. Las puțin, eu sunt la Teatrul Național, angajat pe prima scenă a țării. Dar voi ați fost în șomaj tehnic sau cum? N-am fost, Doamne, nu. Dar stai un pic, deci tu mai ești la Teatrul Național după ce te-ai certat cu directorul? Sau păi, dar eu nu s-am angajat la domnul Caramitru pe plantație, eu s-am angajat la instituția Teatrul Național care aparține statului român. A, adică nu e... Nu, că n-avem... Acum o să spun ceva, indiferent de scandalurile noastre pe care le avem interne, scandaluri, ce ne mai reproșăm, niciodată domnul Caramitru, și acum nu e o glumă, niciodată n-a făcut vreun abuz vis-a-vis de cineva care așa să spună nu mai joci, adică să fii cumva oprim, niciodată. Pe resentimente. Nu, niciodată, niciodată. Da, nu, poate nu ne mai salutăm, poate nu mai suportă, la ședință se uită urât la mine, dar altfel nu, n-am pățit niciodată. Nu s-a joci întâmplat. În continuare. Joc în continuare, nu, da, adică... Nu vezi pe afiș că te-a schimbat nu, chiar nu, aici nu. Nu, da, și tu, nu, Ilona, unde? Eu sunt angajată la Teatru de Comedie. Am de înțeles. Vreo 3 ani. Da. Tot bugetară. Da, da, e, da, da. Okay. Exact. Da. A, deci voi faceți pe privat acum bani. Da, da, da. Suntem pe PFA. PFA? Nu știu. Cu factură, dăm factură. Bravo, mă, v-ați orientat, îmi place, da, de voi. Am văzut că ați fost și la gala premiilor Gopo luni, la începutul acestei săptămâni, și toată lumea a vorbit despre prezența ta, Marius, că te-a... Costumul, mamă, deci ai venit îmbrăcat, până și Iulia Albu a zis că ai fost cel mai bine îmbrăcat. Da, da, Rodica Mandachi, despre tine, Ilona, nu a mai zis nimic după ce ți-a zis anul trecut, s-a săturat probabil și anul ăsta n-a mai zis. Eu nici nu am apărut, cine știe ce, eu am venit la final, când s-a terminat covorul roșu, pentru că... De ce să mint, am și întârziat foarte mult. Mi-a fost foarte lene să plec de acasă, fiindcă era cald și am ratat toată festivitatea aia. Am ajuns, m-am așezat pe un scaunel, am băut un vin, am mâncat, că ne-a dat și niște fursecuri acolo și mi-era și puțin foame. Am mâncat și am plecat. Exact. Da. Nu, a fost o gală mai, într-adevăr, mai ciudățică, dar din punctul meu de vedere, jur că asta mi se pare formatul cel mai frumos. Adică nu suntem noi să stăm scorțoți într-o țară, într-o sală, formale, așa. Era atât de plăcut. Era dacă nu erați în țară, ia cât niște cât o vacă, niște boi. Nu știu care e plurala, o vacă, două vaci. Vaci. Și doi, un țânțar ca niște doi țânțari, ca niște și un bou. Da. Erau foarte mari, era ceva, niște libelule de țânțari care te pișcau, de zice că te suc de energie, de forțe. Așa? Da. Era foarte plăcut. Asta nu e un atac la doamna Firea, că n-a dat cu substanțe.
Nu. Acum ne-au dat ei țari... substanțe, ne-au dat spray. Ne-au dat, aveam acolo, ne-au dat, ne-au pus. I-a fost plăcut și da, într-adevăr, costumul meu a strânit, adică nici mă așteptam. Eu am văzut când am plecat de acasă. Cum ai fost îmbrăcat? Eu n-am. Am o poză. Și toată lumea s-a întrebat, te-ai epilat ca să îmbraci pantalonii aceia? Erau pantaloni... Da, așa se poartă epilat? Că da. Serios? Da. Și la băieți? Păi da, mai ales la băieți. Firar, mama, de ce mi-ai spus, mă, Ilona, tu unde ești? De ce păreau valuri sau ce? Ei, n-am păr pe picioare. Ia, acum chiar suntem curioși cu toții. Ia, stai așa, ia. Ăsta nu-i păr pe picioare? Are puțin. Păi, am un pic mai mult ca tine, adevărat, dar da, după totuși. După ce a purtat pantalonii, ea nu mai era acum așa mult. Da, am o mașină costumul. Eu l-am adus aici. Nu, l-am cumpărat. L-am cumpărat. Dar l-am adus aici, mă duc să-mi iau alți pantaloni. El se duce cu el peste tot acum, că chiar dacă nu se îmbracă, da, el îl arată peste tot. Arăt costumul ăla, că asta e cea mai mare realizare a mea în pandemie, costumul ăla. Felicitări, Marius, te știam, dar nu te urmăream. Ai câștigat un fan succes. Iată, seara asta aveți mai mulți urmăritori pe YouTube. Diseară aveți ceva programat? Nu, asta e fain la noi. Că nu știm pe la ce oră aflați? Pe la 3, 4, când eu mai fac toată treaba, Ilona face și ea. Și pe la 5 cineva spune, auleu, măi, dar diseară cu cine avem? Nu știu. Păi n-ai vorbit cu... Nu, păi nu rămăsese... Nu, auleu. Păi hai facem noi. Și cu 10 minute zic, băi, eu am vorbit cu nu știu care să intre. Da. Și intră. Și aia, aseară am pățit-o cu Rodica Mandache, rău de tot, dar... Diseară chiar suntem în impas. Avem backup, hai că avem un backup. Eu aș vrea să văd ediția voastră cu domnul Caramitru, ar fi interesantă. Îți dai seama. Cum ar fi? Cu domnul Caramitru? Da. Cred că, ce să ne-am, cred, nu, dar nu vine în primul rând. Nu vine. Nu, dar așa se treabă. Măi, Luana, știi că mă gândeam azi dimineață în timp ce făcea duș, că am făcut și duș. De ce ne luăm noi o de asta de... O secretară. Nu, că nu pot să-i spui secretară. Nu, că nu poți să o plătești. Da. Nu. Asistent de emisie. Da, nu e asistent de... Avem pe domnul Horațiu care ne face backup-ul din spate. Da. Horațiu Carpciuc. Care ne face tot din spate. Dar nu, cine trebuie să sune la invitați? Că noi problema, de exemplu, trebuie să-l sunăm pe Smiley. Smiley ne-a zis, sunați-mă că vin, dar sunați-mă. Și noi ne chinuim care să-l sune. Că n-avem curaj. Ne-i rușine să-l sunăm, avem numărul și ne tot dăm numărul de la Dar i-au spus și au spus oamenii, vezi că vor să te invite. Da, mă, să mă sune, mi-au zis 5 oameni să mă sune și niciunul nu îndrăznește să-l sune. Asta e cel mai nasol, că să știi că dacă ești un pic timid așa și un pic de responsabilitate, nu suni omul, îi dai un mesaj adică la care nu-ți răspunde. Sau așa, mesajul, ci că n-ar fi frumos. Îi spui, adică frumos e să suni. Vrei să pe noi cum facem? Da. Întreabă pe mine cum fac, pentru că pe mine pică toată treaba asta. Mai să știi că am făcut și eu vorbele pentru Smiley să vină aici la noi, e foarte ocupat în perioada asta. Da. Vorbesc cu Alex, Alex se ocupă, deci nu l-am sunat, mi-am permis să-l sun direct pe Smiley. Eu sunt direct, dar nu l-am sunat direct pe el. Nu am problemă. Este și am zis că până la urmă reușim să intrăm prin Skype, că e mai simplu așa. Și deci prin oameni care să ne facă legătura. Eu așa am acționat până acum. Și noi la fel. Dar să știi că varianta asta acum, apropo de chestia asta cu pandemia, mă, e foarte bună chestia. Că poate omul nu vrea să plece dimineața de acasă, să vină la matinal, să scoale. Așa frumos îl iei pe în Skype, se și vede, îl și văd oamenii. Poți să iei pe cineva care e în America, poți să o iei pe nu știu care, dacă doamna Angela Gheorghiu în America, poți să o iei de din America. Adică Corect. E foarte avantajos, știi? Uh-huh. Adică cred că n-ar trebui să uităm varianta asta și când noi practicăm asta. Cu cine ți-ai dori sau cu cine v-ați dori să intrați așa în direct? Adică e cineva la care noi ne-am dorit nu foarte... credeți că aveți acces, dar ați vrea? Domnul Iohannis, dar problema e că trebuie să... Nu, și în 2 ore spuneți o frază, să cericiu jos. Păi da, oricum voi sunteți cu ritmul mai... Da, da. Noi ne-ar plăcea foarte tare și Simona Halep, dar... Dar vă aruncați, îmi place. Dar noi n-avem... Asta e, mă. Aia e, ne-am dus la Andreea Esca, ne-am dus la... Deci... Imaginează-ți că noi acum, eu încerc și mi se pare bună varianta de a suna personal niște oameni care să intre, fiindcă altfel dacă pui pe cineva să te pot refuza mai ușor. Nu, cred că e mult mai mișto să te refuze pe tine personal. Ați place să le strângi asta, exact. Refuzurile? Nu, adică... Vreau să fac un blacklist la final. Cine n-a vrut, nu. Da, era... Ce să-l vorbești de rău, că de aici e black. Acum, ca acum, măcar s-a auzit de emisiune, nu știu ce vorbește lumea. Dar gândiți-vă la primele 3 ediții, 4, când dădeam telefonul, știi, noi facem o emisiune. Facem ceva pe YouTube, vrei să vii la... Pavel Bartos, de exemplu. Vrei să... Da, zice, vin, dar despre ce e vorba? Păi asta e, că nu e... Nu e vorba. Nu e vorba. Nu e o vorba. Și așa a și fost, că el săracu nici n-a nimerit semnalul în seara aia, intra și ieșea. Și singura frază care s-a auzit în timp de o oră era, nu vă aud. Nu știu, eu nu vă aud. Și ieșea.
Nu-i mai vorbea, zice, ba, intra. Și când intra făcea, da, nu vă aud, nu vă aud. Și ieșea. Deci așa a fost toată emisiunea. Da. S-a chemat emisiunea, eu nu vă aud. După Alex Bogdan, Alex Bogdan a avut, n-am semnal. N-am net. Nu știu. Se uita la care făcea, nu, n-am net. Pă ce mama mă, n-am net mă, nu. Deci așa, deci se întâmplă tot felul de lucruri, da? De asta tehnice. E frumos și e atât de interesant să fiți urmăriți. Sunt delicioși, spune cineva, și eu am devenit fanul lor. Sunteți superbi, bravo, Marius, Tatia. Foarte multe mesaje frumoase și vreau să zic că de când ți-ai arătat părul de pe picioare, a crescut audiența. Păi, de da, rupe, da, rupe Facebook-ul. Eu dar zis, dacă Ilona dădea tricoul jos, noi creșteam, acum eram pe piață, era numărul 1 în dimineața asta. Dar nu știu de ce nu vrea să riște, adică frate, dacă ai corpul ăsta, de ce să nu-l folosești? Bună dimineața! Da, el dacă avea corpul ăsta. Dacă eu aveam chestiile astea pe care le are ea, care sunt nutrite de alții, la mine nu trăiește nimeni nimic, că n-am ce să... Dar dacă aveam ceva la care să nutrească lumea, păi sperească Dumnezeu, păi eu făceam averi. Eu stăteam în primăveri. Deci unde stă domnul Tucă, eu imediat îi suflam. Dar ce stăteam? Cred că pește el stăteam. Și eu cred. Cred că pește el stăteam, dacă îi se mă întrebați pe mine. Era Băsescu, era Tucă și eram eu acolo între ei. Eu vă zic, dar n-ai avut cu ce. Dar n-am cu ce să lucrez pe când. Asta, pe bune acum, când, la tine când o să nutrească lumea? Adică, pe bune. Eu tot aștept. Câți ani ai acum? Eu am 42, ce să mai nutrească lumea? Adică de acum... Trebuie să recunoaștem că există niște doamne care nutresc pe emisiune. Sunt, da. Sunt. Niște mail-uri, niște cereri în căsătorie, niște... Dar sunt mai în vârstă, doamne? Nu e de vârstă, că eu n-am asta cu vârsta. La mine poți să ai orice vârstă, vârsta nu contează, vârsta e în suflet. Trebuie să ai potențialul financiar, care nu este. Vârsta e în suflet, de-aia adică pe tine mereu te doar câte un genunchi. Proporțional cu vârsta trebuie să ai și... Adică dacă ai 80... Trebuie să ai și mai mult potențial financiar. Păi mai mult potențial, că exact, ce să mai exact, știți, numai... așa e și nu prea am găsit posibilitatea asta. Poate trebuie să ieși pe internațional, că acolo e puterea. Posibil mai și asta mare. Pe Tinder. But I don't speak English very good. Hey, I speak English well, but not Samuel. Auzi, da, faptul că ai declarat că te plictisești repede, asta n-ajută, să știi. A, că se schimbă ca la... Da, eu zic dar așa. Nu de oameni, de oameni nu mă plictisesc. No. Asta ajută. Oamenii îmi plac ce ajută. Eu oricum m-am mutat frumos lângă Belu. E proprietate, nu? Da, am proprietate când lângă Belu. Nu, am zis că să nu se mai întâmple drumul ăla. Oprești circulația până te duce cu mașina. La mine imediat cred că se întreabă, strigă, e gata, mă? Ăia de acolo, gata! Hai, aruncați-l, 2, 3. Pac! Și nu, spâng! Gata! Având. Nici n-am pe artiștilor sau... Nu, cred că prind. Eu acum vreau să slăbesc, sunt la cură de... Așa. Da, pentru că e locul mic și măcar pe o parte, așa am zis, dacă mă bagă pe o parte între maestru Beligan și cine mai, adică să prind un pic de loc. Așa, nu vreau. O rână, cum ar veni. Adică mai este și varianta să mă descarneze cum ar veni, să mă pună așa în bucățele mai multe locuri. Asta dacă faci contract cu șaormerie, eventual. Da, e scump. Eu am vrut să iau loc acolo și e foarte scump. E cât o garsonieră, nu se poate. Credeți-mă, eu tot sper să vină de la stat. Asta zici tot timpul chestia asta prin toate emisiunile, da, da. Aștept să vină cineva să-ți dea... să-mi dea o groapă de cineva de la stat. Păi tu știi cât costă, mă, 30.000 costă un loc în Belu. Da, dar dacă tot avem posibilitatea să cerem ceva, hai să cerem altceva. Trebuie să te lupți, păi să devii cetățean de onoare. Păi da, mă, dar acum de la 42 ce să... Eu sunt cavaler de ceva. Deci trebuie să am fii, steaua României, să devii cetățean de onoare și după aia o să ai, nu mai plătești impozit. În grad de cavaler. Pentru ce? Pentru artistic. Da, acum vine pentru YouTube. Pentru YouTube acum nu s-a făcut o gala. O să primească placa aia cu 100 de mii de... Aia dacă vede placa, eu cred că aia iau... Da, placa e... Păi placa o încastrează în labelul. Cred că noi luăm... Primește o plăcuță. Când? Când ai 100 de mii sau nu știu, la 100 păi de mii acolo, unde să fiu? Marius, dar o cer pe oval. Aia e foarte mișto, dacă e pe oval, poți să o încastrezi. Eu știu, dar cred că o să fiu de mult plecat din lume când o să am 100... Cred că doar... mi-e și mie că la vârsta ta nu mai apuși placa aia de 100 de mii. O să o iau eu singură. Aba, nici tu nu ești chiar dacă chiar așa departe. Da, nu o să fie departe pe partea de 28, la 28 de ani. La mulți ani, Ilona, că tocmai a fost ziua ta. A fost ziua ta? Da, la mulți ani. M-am sărbătorit în direct, a fost o nebunie, era ca la nuntă. Cu strigare a fost, cu dar. Da. Deci cum mai stai puțin, pac, mai venea 500 de lei. Pe pac. Noi nu ne-a dus capul să facem luni așa când a fost și ziua mea, să strângem și noi ceva. Bă, bune, da. Dar măcar a fost ocazia. Dar de ce nu faceți cu public? Bă, e riscant acum, nu? Dar cine vine?
No, asta e ideea. Adică el noi simte facem, nevoia, el deja era... El el e adulat așa, adică știu... Eu am crezut că aia domnia trăiesc pentru emisiune, dar vorbesc când trăiesc. Te rog frumos să te uiți puțin în partea cealaltă să vezi cum s-au așezat pe scaune oamenii acolo da, și da, da, eu am vorbit cu ei, am vorbit cu ei. Dar trebuie să puneți o boxă mare în față. Te urmăresc, dar nu se uită la tine. Trebuie să vă opresc un pic că vine publicitatea peste noi, ne întoarcem imediat. Clădirile istorice din București ascund povești, ni se spunea micul Paris. Avem datoria să transmitem copiilor noștri această moștenire de patrimoniu, să conservăm, să consolidăm și să înnoim. Primăria Capitalei a început acum 4 ani un amplu program de întinerire a clădirilor cu parfum de istorie. 10 de imobile pericol public au devenit sigure, 10 de fațade au fost reparate și înfrumusețate. Am ales să trăim într-un București trainic. Detalii despre programe aflați la 021-9529 sau la consolidari.pmb.ro. Pentru că știm că vrei să știi. Pentru că știm că vrei să afli primul. Pentru că știm că vrei să judeci singur după ce ai toate informațiile. Ai știrile Național TV. Pentru că știm să facem știri. În fiecare zi, de la ora 18:30, la Național TV. În luna lui Cuptor, acțiunea se încinge la Național TV în Teroare la înălțime, Lupta cu diavolul, Vikingii, Invazia francilor, Răzbunare roșie, Motociclistul, Drumul fără întoarcere. Și dacă e să fie fierbinte cu adevărat, atunci e super acțiune în Obligat să ucidă, Asasinul, Kickboxer 5, Ultima răzbunare, Invazia, Pact cu diavolul 2, Agenda morții. Iar când te frige degetul pe trăgaci, se lasă cu altfel de acțiune în filmele de joi și vine. Sub acoperire, Reglare de conturi, Casino Jack, Minte bolnavă, Sam Whiskey. E iulie și acțiunea se încinge la Național TV. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Național FM. Matinal efervescent. Te trezești inteligent. Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă. Recomandați de Aqua Carpatica. Mulțumim pentru recomandare și vă mulțumim și vouă, sunteți așa bună de mulți dimineața aici pe live-ul nostru de Facebook Național FM România. Bună dimineața. Dar voi aveți Instagram Național FM? Există, există, da? Da. Trebuie să-l căutăm. Și la voi e Oana Paraschiv și... Mihai, așa chiar așa, da? Oana P. Paraschiv. Oana P. Paraschiv, gata, am găsit. La Instagram? Știi, la Instagram, da. Mihai Alexandru Găinuș. Le-ai pus mai lung la Instagram. Că ceilalți care au copiat înainte au pus doar Mihai Găinuș. Ziceți-vă ceva ca să dau tag aici, că am făcut un filmuleț pe Instastory. Da, și tocmai vorbeam de această preocupare de pe Instagram și că ar fi bine să deschideți, să faceți niște cursuri pentru cei mai puțin inițiați, cum sunt eu, de exemplu, că vă pricepeți și pe Instagram, sunt de specialiști. Și pe... Nu există, trebuie să-ți faci neapărat, să faci Instastory-uri, să fii activ acolo. Asta că la Instastory nu mă pricep. Te învăț. Gata, promit. Rămânem un pic te după învăț. Și... E foarte bun, e un mijloc. E frumos, da, e chiar fain. Poți să faci o groază de chestii. Promova tot felul de lucruri, mai ales, de exemplu... Emisiunile dimineață, emisiunile... toate astea. E foarte important. Ne-am dat seama și noi că oamenii sunt atât de multe lucruri de unde oamenii pot să aleagă, știi? Că e păcat să nu... Trebuie să te faci remarcat, știi? N-ai cum să faci altfel. Păi tu te faci oricum remarcat. Da, dar e bine să ne facem mai mulți remarcați care suntem mai cu... Bun simț, așa. Cer scuze, am vrut să spun ceva și am uitat parcurs și am ajuns la chestia asta. Nu, da, dă bine, știi? N-am înțeles. Dacă dai ceva, un adjectiv ăsta negativ, după aia te întreb, dar de ce a vrut să zic? Dar n-am spus negativ. Simț, dacă bagi bun simț în orice frază, e super ok. Nu, acum, cistea, că nu mai aveți mult timp. Dacă bagi părerea mea, da. Părerea mea este că sunt lucruri în România foarte valoroase și sunt oameni foarte valoroși și sunt așa și e păcat să nu... Și e păcat. Da. E păcat. Național FM. Că ai pomenit de cuvinte, Marius. Ce fals am cântat, ai văzut? Un cuvânt care îți vine în minte când te gândești la Ilona. Cheltuitoare. Ilona, un de cuvânt. De sentimente și de material. Adică vorbim pe toate planele. E materialistă, nu așa? Sau ce? Domnule, îi place banul așa. Place mie? Da. Nu e adevărat, nu. Ilona, un cuvânt care îți vine în minte când te gândești la Marius. Neserios. Aoleu. Aoleu, exact. Bagă-i de-astea. Aoleu. Am uitat să... Da. Aoleu. Mamă, ce tare se pare, aș lua un interviu. Trebuie să mai veni să... Și noi două microfoane de-astea, că e tare. E foarte tare. Să stăm cu ele așa. Da, stăm cu ele așa. De la ce sumă strânsă în cont te poți declara bogat, Marius? Nu mă pricep la asta.
Nu știu, noi, de exemplu, la 100, 500, la aia 1000 de lei ne-am considerat bogați. Eu am ieșit pe stradă la mine acolo și am zis, gata, de mâine dau la toți ce vreți să beți, hai. Da, depinde acum, stradă. Pe cine întrebi, știi cum e. Ce la de? Noi e mică, e mică suma de la care considerăm bogați. M-am dus, am luat mai plus de bio. Da, bio am luat, pe cuvântul meu. Cele mai scumpe am luat. Asta înseamnă bogăție în România, da, de fapt. Conservă de cocos. Am luat lapte de cocos, am luat apă de cocos. Dacă n-am găsit o bândă apă de cocos, vă zic. Dar cum le e? Amigdale, 20 și la lei. Etalat acolo. Știți cum m-am dus eu într-o zi? Si, asta mă mai spun. M-am tot așa, aveam un pic de bănuți, nu știu de unde așa, și m-am dus, am zis, mi-a zis cineva, ia-ți apă de cocos, că e foarte bună. Dar eu nu m-am luat niciodată și m-am luat apă de cocos. Bă, și am văzut că e un lichid cam smântână, așa cam grozic. Bă, asta e apă de cocos. Mamă, și am băut toată cutia de era la smântână de cocos pentru gătit. Și am făcut indigestie, dar nu indigestie, mi-a căzut ficatul. Deci mamă, mi-a fost atât de rău. Deci o lună visam numai lapte de cocos de ăla. Ce știe țăranul, ce ciocolata, șofran. Ciocolata sau șofranul, șofranul, da. Ilona, spune-mi o tu parte a corpului tău de care ești foarte mândră. Ochii. Marius, o parte a corpului tău de care ești foarte mândru. Eu n-am. N-am. Aș fi putut să am o parte a corpului de care să fiu mândru, dar nu am. A rămas, era cât pe ce se dezvolte, din câte vă spun eu. Adică din pornire, din start a fost foarte bine. Eram la 14 ani, eram printre cei mai cei, după care s-a oprit, s-a stagnat ceva probabil de la alimentație, probabil pe care genetică, nu știu, n-am întrebat, n-am văzut, dar era potențial mare acolo. Din păcate s-a oprit. Când mă uit în ochii tăi, ochii tăi, ochii tăi, ce arzi ca... Da, eu neapărat. În emisiunea voastră, zic. Neapărat. Da, Ilona cântă foarte bine. Mie îmi pare rău că n-aveți aici jos scena pregătită. Nu e pregătită. Eu când am văzut aici și orga aia, eram gata. Aici gata, era. Nu că... Eram, nu știți ce frumos cântă Ilona? Serios. Vai, numai un pic opus să cânte. Nu cânt. Ai, Ilona, te rugăm. Are cineva, nu, dacă, nu vede, dacă nu vede un milion, nu cântă. Cine are un milion la el? Mișu scoate banii. 100 de lei cine are, că dacă nu vede, nu. Avem. Dacă vede, nu. Îi vine vocea. Șacarica, ceacarica. Doamne, ferește, Doamne. Vă dați seama ce maimuț este noi dacă ne sculăm toți dimineața și facem poame să râdem? Ce-o fi? Mie îmi place că noi ne și punem amândoi așa niște situații. Adică mare știe că mă prind de 3 zile, că n-am voce, că sunt răguște moartă, dar el tot insistă. Am și uitat. De 3 zile zic, eu n-am voce. Eu de nici nu te ascult când vorbești, mă. Aia era. Da. Ai, auzi. Deci se mai întâmplă și la alții. Da, nu. Păi nu toate clubul e la fel. Da, nu cred că. Eu nu cred că există cuplu trecut. Dar că v-am văzut pe voi, ne-am mai relaxat și noi puțin. Da, da, da. Și voi sunteți cu probleme de. Da, avem. Da, mult. Da, e nasol. Da, e nasol. E nasol, știu. Nu cred că există cuplu trecut de 3 ani care să n-aibă probleme. Noi am fost invitați într-o emisiune unde am făcut un fel de terapie de cuplu și acolo ni s-au rezolvat multe dintre probleme. Dacă veniți la noi în emisiune, s-ar putea să se rezolve problema asta. Da. Vorbim de cupluri scenice, cupluri... Da, nu de viață. Radiofonice. Cupluri celebre, cum ar veni. Practic te dezleagă, e da. Dezlegat. Da. Adică vă mai știm că am trecut și noi pe acolo și am știm făcut de niște unde. Teste, niște întrebări, aoleu. Să vedem cât de bine ne cunoaștem și așa mai departe. Da. Ce ne place. Ce-ți place la el, ce nu-ți place la el, ce te deranjează în timpul emisiunii, ce ai vrea să schimbe... Toate și lucrurile astea chiar că e ca o terapie. Că ne-a luat așa o pâclă de faptul că sunteți împreună arată că n-ați fost sinceri la test. De ce? Păi nu, am fost sincer, ne-am reglat, ne-am aia păcat. Și ne-am păcat și aia e, da. Am luat-o de la început, pe succes. Adică nu trebuie să lăsăm comunitatea aia de 1000 și ceva de oameni acum. Doar pentru că ne suntem noi orgolioși. N-avem cum. Bine, hai să precizăm, 1000 de oameni direct. 1400 live, da. În același timp, da. Din diferite colțuri ale lumii, din Australia. Asta zic că e foarte mare. Foarte tare asta. Îmi place că avem ascultători care te și liniștesc aici pe Facebook. Stai liniștit, Marius, cam la toți bărbați s-au oprit la 14 ani. A, deci acolo a fost la toți? Nu ești... Eu vorbesc de pectorali. Da. Că nu s-a mai dezvoltat, adică începuse cumva să... Făcusem pietricica aia, dar după aia, după ce a trecut pietricica... Nu știi? Nu știu. Cu pietricica. N-ai avut pietricica? Pietricica. N-ai avut pietricica la sân? N-am avut. Vai de mine, n-am avut pietricica la sân. La mine nu s-a dezvoltat nici până la 14 ani. Ah, scuze, de aia n-ați făcut pietricica la sân. Ați făcut pietricica la sân acolo la laptop. Marian, tu ai făcut? Nu, nici. A, aici v-a ales fără pietricica la sân. Da.
De, da, făcusem petricică la Sân și după aia a trecut petricică și după aia a făcut la Rinichi. Acolo am făcut și eu. Da. Da. Ai, după aia am făcut la Fica și toată bilă, la bilă și tot așa. Am ieșit de mult din programul nostru. Nu face nimic. Cerem scuze pentru Denis, care trebuie să intre imediat după noi. Cerem scuze, Denis. Denis. Ne scoatem noi cumva. Acum, pe final, vreau să... Denis. În fața lui Denis... Măi! Când mergeți la tenis și când noi mergem la tenis, știi? Da, 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 ne-am luat antrenor, domnul antrenor Laurel. Deci am crezut că îi spune, cere scuze pentru tenis, că am crezut că aveați o oră, știi? A, că vrei să-ți dezvolți petricica de la tenis. Vreau să-mi dezvolt pectoralul puternic. Vreau nu, finalul acestei emisiuni, în 30 de secunde, hai, un minut maxim, să vă prezentați programul de diseară ca să fie lume multă acolo. Diseară o să avem o surpriză diseară. Deci avem marketing, da. Deci avem o surpriză pentru oamenii care o să ne urmărească diseară. Un invitat, doamne, ce om minunat. Dar ce structură, ce sensibilitate. Dar nu putem să devoalăm. Mare caracter. Dar nu vă bateți joc de el. Nu. Niciodată. Dar nu ne bate joc de nimeni. Da. De obicei își bat joc de noi. Noi nu n-am făcut treaba asta, să știi. Mulțumim foarte mult pentru prezența în matinal. Mulțumim și noi. Noi v-am invitat și data viitoare, dar știu că nu o să veniți dimineața, că și așa v-ați trezit dimineața. Când data viitoare? Când vreți voi. Am zis așa, generic. Deci noi putem stabili o zi doar pentru acum, vara asta mai venim. Că da, tot e ok, nu. Dacă veniți, atent, deci dacă mai veniți odată, da, facem cu public, facem înscrieri și vine lumea și se strânge lumea aici și vă urmărește live. Mergem cu căciula. Și facem cu câte un aplauz la fiecare. Da, uite ce, da, pac, aplauz, uite cât spațiu verde avem aici. Da. Uite cât de frumos, cu scăunelul, frumos dimineața, cu umbreluța, cu sandwich-ul, cafeaua. Ce ar fi, o chestie. Da, așa facem, gata. Doar cu băutură, na. N-avem voie, un pahar de Prosecco, nu, un pahar de Prosecco se poate. Un pahar de Prosecco de bună calitate se poate să servim pe oameni. Trebuie să găsim distribuitorul. Îl găsim eu. Un vin pe zi sau găsim noi, vedem, găsim. Gata. Fata cu Prosecco. Da, fata cu Prosecco. Gata, ne-am găsit. Avem. Ne oprim aici, vă mulțumim tare mult, sunteți minunați, ați fost mulți frumoși și deștepți. Ați fost mult peste așteptări. Le spuneam celor de pe Facebook acum, pentru voi rămâne așa, delicioși, cum v-au caracterizat ascultătorii noștri. Și noi ne salutăm congelații, le spunem la revedere. Și vă vedem diseară o să pe la ce oră? Da, Dumnezeu știe, nu, la 9. La 9 pe YouTube, pe canalul Marius Manole, acolo o căutăm cu toții, dăm ne abonăm, facem. Gata, vă pupăm, pa, ne întâlnim mâine dimineață. Ciao, ciao.